Cățătini. În primul rând, dați-mi voie din partea mea personală, din partea Consiliului Sătesc Băian, să vă felicit din suflet cu această sărbătoare frumoasă și Bunul Dumnezeu să aibă grijă de noi toți. Deci, după cum ați auzit, a devenit de acum o bună tradiție să ne întâlnim aici, a doua zi de hram, împreună, pentru că băiecenii totdeauna au iubit munca, cânticul, dansul, voie bună și, desigur, că aceasta ne-a unit totdeauna pe noi, ne-a făcut mai tari, mai puternici, mai prietenoși, cu sufletele mai calde. Avem foarte multe talente și, într-adevăr, astăzi noi putem numi această zi sărbătoarea talentelor noastre în Băian. Și vreau să încep cu două momente plăcute. Aș invita ajutorii mei. Două momente plăcute legate în nume de talente, de anul trecut noi am sărbătorit o sărbătoare foarte frumoasă, închinată aniversării a ansamblului Iorița și astă vară noi am fost invitați la un concurs internațional în România, unde au participat grupa mică a ansamblului Iorița, ansamblul Făgurel. Și e clar că această ocazie noi n-am vrut să o pierdem. Poate că era destul de complicată din lipsa banilor, însă am adunat noi acea sumă și înainte de a porni la drum pe acești tineri, ne-am spus, vedeți, să aduceți locul întâi de acolo. Și, cum am zis, așa s-a întâmplat. Deci, am devenit vestiți și în România. De ce? Dați-mi voie astăzi, în prezența dumneavoastră, să rămâniți această diplomă și această cupă care a fost rămânată, transmisă nouă din partea președintelui juriului acestui concurs, domnul profesor Daniela Popescu, unde se spune că se acordă locul întâi la ediția a 32-a a concursului internațional de dans popular Vaslui 2006, ansamblului de dans popular, după cum am spus, Făgurel. Dați-mi voie să mânez această diplomă conducătorul artistic al ansamblului Iorița și Făgurel, doamnei Basarana. Și să mânăm această cupă participanților la această. Vă mulțumesc și sperăm că succesul să fie și în viitor. Iar acum